Salutare lume și bine vă regăsit la un nou episod. Sunt aici cu Luca. Salut. Și astăzi vom încerca 3 arome de Prime. Așa că dați un like și spargeți butonul de subscribe. O sticlă este 35 de lei și este la GNC, în magazin. Și gena, cam toate au costat vreo 105 lei. Aș vrea că vizionați, pentru că au costat mult. Începem cu ăsta, cu aromă de struguri. Bă, are gust amuzat. Ia cea că și tu, are gust amuzat. Bă, chiar are gust amuzat. Bă, ăsta l-am gustat. Acum facem cu lemon lime, adică lămâie și lime. Curge puțin aici. Uite, observați aici. Păi, ca să nu credeți, gen, nu pot să vă arăt la cameră, dar gen e prime, e verde. Încerci tu? Da, parcă încerci. Dar cu ce? E cu... Ia încerc. Și ai grijă. Ai cu lemon lime. Ai grijă. A dat pe mine. Dar ce gust ai? Chiar e bun, are gustul de lemon lime. Păcate am dat pe mine, dar nu e nimic. Și eu am dat pe mine. Bă, chiar are un gust bun. Acum cu Blue Raspberry. Uite, până acum care ți se pare cel mai bun? Lemon lime. Da, la fel. Blue Raspberry, gen Blue Raspberry e mure, cum ar veni. Raspberry e zmeură albastră, gen... Da, învăța limba engleză cu Alex. Cum e? Încerc. Chiar foarte bun. Deci, ce note îi dai la Blue Raspberry? 10. La Grape? E un 7. Tot așa un 7. Și la lemon lime 9,50. Da, tot așa un 9,50. Așa, am văzut și o greșeală de printare. Aici ai 25, gen aici ai 25 de calorii. Aici tot sunt 25 de calorii. Aici 20 de calorii. Și la lemon lime 20 de calorii. Bă, deci pur și simplu sucurile astea sunt atât de populare din cauza lui Logan Paul și KSI. KSI, bă, arată ca Logan, doamne, arată ca Michael Jackson, care vrei să bă. Și gen, sunt și la doze care sunt energizante. Luca are unul de portocale. De portocale. Da, cred că de portocale. Și ce gustare. Încă n-am gustat, dar... Uita, dar o să spun eu. Așa că aici o să încheiem video. Nu mai avem nimic de spus, nu? O să încheiem video. Ne revedem data viitoare cu Luca. Bye! Bye! Că el pleacă la consultare. Bye!